cât de bine este să te întorci acasă după o călătorie. câte frumuseți ar fi înaintea ochilor tăi, locul natal te trage întotdeauna înapoi. Așa că și Carina cu Alexei se grăbeau din aeroport spre conacul lor, cei trei copii ai lor dormeau în bancheta din spate a mașinii, erau epuizați de zborul lung. Soții s-au certat puțin în timpul călătoriei, așa că mergeau în tăcere totală. Carina era nemulțumită că soțul ei s-a îndrăgostit prea mult de jocul de cazinou. Deși însă și l-a târât acolo, îi dorea doar să încerce, dar Alexei s-a dovedit a fi prea aventuros, iar dacă nu l-ar fi oprit, ar fi pierdut totul. Familia era foarte bogată. Alexei a preluat afacerea de familie, care i-a fost lăsată moștenire. Carina nici ea nu a trăit niciodată în sărăcie, și tatăl ei nu a lăsat-o pe fică fără moștenire dar ea însă și a depus multe eforturi pentru a-și mărea verea. De aceea, probabil, Carina se raporta mai cu grijă la bani. Alexei nu a mai trebuit să facă nimic pentru a-și îmbogăți, el doar conducea subordonații săi, dădea ordine și calcula profitul. Măcar nu plănuiești să mă supări pe mine. Nu a rezistat tăcerii mormântale Alexei. Carina nu a răspuns, ea și-a întors demonstrativ spatele. Dar, în general, a fost ideea ta, continua bărbatul. Îți dorea să încerci ceva nou, dar nu m-am gândit că vei începe să pariezi astfel de sume. Mi se pare că se putea opri și după un milion pierdut. Dacă nu te-aș fi scos cu forța de la masă, nu ne-am mai fi avut unde întoarce, nu exagerez. Nu sunt atât de aventuros, a râs Alexei. I-ar fi plăcut să închei acest conflict, să-l lase în trecut. El credea cu adevărat că nu s-a întâmplat nimic înfricoșător. Dar bărbatul se înșela. Carina avea motive serioase de a fi supărată pe el. Într-un moment, Alexei, într-adevăr, și-a pierdut capul. Dar bărbatul nu vedea problema în asta. Copiii s-au trezit chiar în momentul în care mașina a ajuns la casă. Carina și Alexei aveau trei copii minunați. Fiul lui cel mare, Max. Avea deja 16 ani. Fratele său mai mic, Arsenie, termina clasa a patra în acest an. Iar sora Ani era cea mai mică, avea doar șase ani împliniți. Soții au visat întotdeauna la o familie mare. Alexei nu ar fi fost împotriva încă doi copii, chiar și trei. Carina râdea de el, spunea că nici aici nu se poate opri. De fapt, Alexei a fost întotdeauna pasionat și nu-i plăcea să piardă. Cu el era imposibil să nu joci fotbal, nici jocuri de societate. În cazul înfrângerii, bărbatul se schimba literalmente pe loc. El era un iubitor al riscului în muncă, fie totul, fie nimic. O săptămână întreagă, Carina a comunicat cu soțul ei foarte distant, dar apoi ei înși s-au săturat să se supere și ea a făcut primul pas spre împăcare. Femeia s-a apropiat de soțul ei și l-a îmbrățișat. Alexei a zâmbit imediat. Cât de mult a așteptat ca soția sa să se răcească în cele din urmă? Poate să ne viziteze familia regală în weekend? A propus Carina. Desigur, am planificat să ne întâlnim cu ei încă o săptămână în urmă. Dacă cineva nu mi-ar fi organizat un boicot. A început să spun Alexei, dar Carina l-a oprit. Ea a spus că dacă va continua această conversație, va anula încetarea focului. Copiii s-au bucurat și ei de vestea că părinții lor s-au împăcat și că vor avea musafiri. În duminică, Alexei s-a trezit mai devreme decât toți ceilalți. Avea o servitoare care ar fi putut să se ocupe de pregătirea prânzului pentru primirea oaspeților, dar bărbatul a vrut să pregătească singur carnea pentru grătar îi plăcea să-și surprindă prietenii cu mâncăruri preparate de el. La momentul în care copiii și Carina s-au trezit în bucătărie, deja plutea era aroma marinadei pentru prânz. Oaspeții au sosit și familia regale era, de asemenea, numeroasă, așa că toți copiii s-au alăturat imediat în grupul lor și au mers să se joace în curte. Adulții s-au așezat pe terasă. După un prânz delicios, Toată lumea s-a împrăștiat din nou în companiile lor. Copiii la copii, părinții la părinți. Carina le povestea prietenei sale ce produse cosmetice bune a adus din vacanță, îi arăta fotografii și împărtășea impresii. Bărbații nu îi ascultau, ei stăteau lângă grătar și țineau o conversație. Nu vei crede, dar acolo le este permis să joace la cazinou, povestea Alexei cu entuziasm. Nu m-am gândit că mă va atrage atât de mult. Iar eu de ceva nu sunt surprins, tu ești cel mai aventuros om pe care îl cunosc, a râs prietenul său, Sergei. Alexei s-a supărat puțin. Deja nu era prima persoană care îi spunea asta. El însuși nu observase niciodată această particularitate în sine. Pur și simplu, uneori este distractiv să arunci banii, bine că ne putem permite. A spus Alexei, supărat. Știu multe povești când cei mai bogați oameni au rămas fără ultimele haine, pierzându-le la cărți. De aceea, nu merită să te baci în această adâncime, și dacă nu știi să te oprești la timp, a continuat să vorbească Sergei, complet neglijând faptul că prietenul său era supărat. De ce să ne mirăm? La noi există și jocuri de noroc și cazinouri. Alexei a început să asculte mai atent. El credea întotdeauna că astfel de stabilimente sunt interzise prin lege. Da, a răspuns la întrebarea lui Serghei. Dar nimeni nu poate interzice cazinourile clandestine. Majoritatea dintre ele plătesc bine poliției pentru a rămâne la suprafață. La un moment dat, am și eu gândit să deschid ceva similar, dar este un business murdar și nu vreau să mă îmbogățesc pe seama suferinței altora. Alexei a rămas gânditor. Mai mult timp, tema jocurilor de noroc nu a fost ridicată în conversație, dar nu putea să scoată din cap această informație. Când oaspeții au plecat, în casă a domnit tăcerea. Copiii s-au jucat pe deplin, Carina era obosită de conversație. Ia și prietena ei au discutat despre tot ce se putea discuta. Și doar Alexei nu putea adormi. El a încercat să găsească informații pe internet despre locurile unde se poate relaxa și juca. Dar, desigur, nimeni nu va face publicitate unor astfel de lucruri pe internet. Și bărbatul a abandonat această idee, a decis că soția lui totuși are dreptate, nu merită să se bage în această adâncime. A trecut deja o lună. Carina a uitat complet de supărarea ei pe soț. Toți au continuat să trăiască liniștit și măsurat. Femeia se ocupa de copii, Alexei lucra, dar de ceva a început să se întârzie foarte mult. Carina nu punea întrebări, înțelegea că soțul ei are o afacere serioasă care necesită participarea lui. Dar el a început să se întoarcă din ce în ce mai des într-o dispoziție ridicată aproape în fiecare seară de la el miroase alcool. Alexei spunea că la întâlniri se obișnuiește să bei un pahar de alcool de elită. În asta nu este nimic rușinos. Dar bărbatul consuma clar mai mult decât un pahar. Ea încă nu-i spunea nimic, dar a decis să urmărească mai departe. Într-o zi, o prietenă a invitat-o pe Carina la o întâlnire de afaceri. A spus că vrea să discute o idee. Femeia a acceptat cu bucurie, nu se văzuseră de mult. Și era interesant să afle ce a inventat Xenia. Ea spunea de mult prietenei ei că vrea propria afacere, pentru a nu depinde doar de soțul ei. S-au întâlnit la un cafenea. Xenia a trecut imediat la treabă. Ea i-a propus prietenei ei să deschidă un salon de înfrumusețare. Am deja totul pregătit, a vorbit entuziast Xenia. Am închiriat un spațiu, am aproape finalizat renovarea, am găsit lucrători. Te felicit, a spus Carina. Dar de ce vrei ceva, dacă totul este gata? Mai trebuie să investim în publicitate, să cumpărăm consumabile, să terminăm renovarea, a enumerat Xenia. Desigur, pot face totul pe cont propriu. Dar mi se pare că ar fi grozav să ne unim. Tu ai o perspectivă foarte creativă și înțelegi marketingul. Nu vreau să arunc banii degeaba. Să fie mica noastră pasiune care aduce venituri. Carina a considerat că ideea nu este rea. În plus, va exista întotdeauna un loc unde puteți face manichiură, coafa sau machiaj. Nu va trebui să așteptați un loc liber pentru înregistrare. Femeia dorea și ea să-și facă ceva pentru a nu sta pur și simplu acasă. Mai ales că copiii au crescut, nu trebuie să ai grijă de ei. Femeia a mers la bancă pentru a retrage suma necesară de pe conturi și a transmite fondurile prietenei sale. Dar fata de la ghișeu a șocat-o cu vestea. Nu există suficiente fonduri pe contul dumneavoastră, a spus ea. Carina nu a fost pur și simplu surprinsă, ea a căzut aproape în leșin de la aceste cuvinte nu poate fi așa. A spus ea încet, acolo erau atât de mulți. Fata mea, nu vei câștiga atât de mulți bani toată viața. Hai să verificăm rapid numărul. Fata a repetat din nou același lucru. Nu erau bani pe conturi. Carina voia să-și sune deja soțul și să-i spună că cumva au fost jefuiți. Mâinile îi tremurau de frică și disperare dar nu a apucat să scoată telefonul, când el a sunat el însuși. Mamă, de ce nu mi-ai spus că ne mutăm? A întrebat Maxim. Carina s-a așezat pe masă, altfel ar fi căzut pur și simplu. Femeia și-a prins capul, nu înțelegea nimic. Nu ne pregăteam să ne mutăm nicăieri. A spus ea în șoaptă. Dar tata spune acum să strângem toate lucrurile de valoare și să ne pregătim pentru mutare. I-a răspuns fiul ei. Carina a alergat imediat la mașină. Pe drumul spre casă, ea a încercat să-și dea seama ce s-ar fi putut întâmpla. De ce Alexei a decis brusc să se mute undeva? Are probleme la serviciu, cineva îl urmărește, femeia nu putea găsi o explicație normală pentru ceea ce se întâmplă era clar că nimic bun nu s-a întâmplat cu siguranță. I-a rămas doar să spere că fiul ei a glumit. Iliușa a transferat pur și simplu toate economiile pe un alt cont. E doar o glumă. Un pariu, a decis Karina, dar când a ajuns acasă, a înțeles că nu era nicio glumă. Nimeni nu o juca. Alexei chiar alerga prin casă, împachetând lucrurile în valizele copiii din camerele lor împachetau și ei cutii. Când Karina a intrat în camera lor, au ridicat ochii înspăimântați la ea. Ea avea exact aceleași. Leș, poți să explici ce se întâmplă? A spus ea cu implorare soțului ei. Dacă pe scurt, atunci vindem casa rapid, a răspuns Alexei. Mai curând, vor veni colportorii. Trebuie să ne grăbim să ascundem lucrurile de valoare. Le voi trimite cu un curier la noua noastră apartament. De ce? Nu știa de unde să înceapă interogarea, Carina. De ce? S-a mirat sincer Alexei. Apoi le putem vinde. Doar pe această statuie putem trăi o săptămână. Carina vedea că soțul ei era complet dezinformat nici măcar nu a presupus că ar fi trebuit să-i spună mai întâi ce au de gând să facă cu mutările acestea. În timp ce femeia își construia această secvență logică, dintr-o dată a avut o revelație. Ce se mută ei într-un apartament? Și de ce vom locui într-un apartament și nu într-o altă casă? Întrebă ea. Pentru că astfel de case nu ni le permitem, a aruncat Alexei. Karin, nu sta, dacă vrei să-ți păstrezi bijuteriile, mai bine du-te să le împachetezi. Ei vor fi aici în 10 minute. Nu, mai întâi explică mi, nu se lăsa femeia. Unde au dispărut banii de pe conturi? De ce casa nu ni se permite și de ce vin la noi recuperatorii? Carina a auzit ceea ce se temea cel mai mult. Nu voia nici măcar să se gândească la ce ar fi putut să se întâmple cu ea și cu familia ei. Dar Alexei nu a ascuns nimic. Pentru că am pierdut totul, i-a răspuns soțul. Ne iau casa în plata datoriei, împreună cu toate bunurile. De aceea te rog să adun lucrurile care au valoare, pentru că nu avem cu ce să trăim. Așteaptă, dar afacerea nu aduce venit. Oricum nu vom rămâne complet fără bani, spuse Karina cu speranță în voce. Alexei a oprit împachetarea a privit-o atent pe soție. În ochii lui au apărut lacrimi. Firma am pierdut-o și pe ea, a recunoscut bărbatul. Acum deja Carina nu a mai putut să-și stăpânească emoțiile. Femeia și-a apucat capul și s-a așezat pe jos. Plângea cu voce tare, cum era posibil să piardă totul. Toate lucrurile pe care le construiseră de-a lungul anilor, banii pe care îi începuseră să-i strângă părinții lor, tablourile. Nu mai e timp de plâns. Adună, te rog, lucrurile, a cerut-o soțul ei. Poate putem vinde ceva. Carina s-a aruncat la el cu pumnii, era furioasă, nu voia să asculte scuzele și rugămintele acestui om. Alexei se apăra și înțelegea că nu este timp pentru clarificări. Trebuie să plece cât mai repede. Ce diferență mai face? striga Carina. De ce să ne mai ascundem, dacă ai pierdut totul, nu ne vor da timp să ne scoatem la capăt. Nu înțelegi, te rog, adunate mai repede, a cerut foarte insistent Alexei. Dar Karina refuza să se ridice. Plângea, se zbătea în convulsii, înjurându-și soțul. La Alexei deja lacrimile îi începeau să-i curgă pe obraj. S-a așezat în genunchi, a rugat-o pe soție să se adune i-a spus că îi va explica totul mai târziu, dar acum trebuie să plece cât mai repede. Îmi este deja indiferent, strigă Carina, făcând gesturi teatrale. Să ia totul, și casa, și toate lucrurile, și chiar și copiii, dacă le trebuie. Alexei a luat-o pe soția lui de umeri, a privit-o direct în ochi și a cerut din nou să se calmeze. Fiecare cuvânt al său o mai enerva pe Carina. Mamă, E mai bine să plecăm. A spus, apărând brusc Maxim. El mai are și datorii. De aceea trebuie să plecăm. Era imposibil de descris ce a simțit Carina în acel moment. Cu câtă cruzime l-a privit pe soțul ei. În acel moment, totul s-a prăbușit. Speranța pentru o viață normală, vise. Acum nu erau doar săraci, ci și debitori. Carina nici nu voia să știe cât îi dator Alexei. Evident, nu puțin, dacă se grăbea atât de mult să plece. Acum, Carina nu a mai vrut să facă un spectacol, s-a ridicat brusc și s-a dus în camera ei să-și strângă lucrurile. A încercat să ia cât mai mult, o liniștea faptul că pe carduri mai erau încă bani, pentru o vreme ar trebui să ajungă. Peste o oră, s-au urcat în mașină și au părăsit pentru totdeauna casa lor natală. Aici au locuit încă și părinții lui Alexei. Aici s-au întâmplat atât de multe, atât de multe amintiri bune păstra această casă. Acum însă, conacul va ajunge la un oarecare proprietar al unui cazinou clandestin, căruia Alexei îi datora. A fost greu de crezut în realitatea a ceea ce se întâmpla, iar Carina spera că în curând se va trezi și va scăpa de acest coșmar teribil. Dar eliberarea nu venea și iadul nu se termina familia a sosit în noua lor casă, deși, desigur, era dificil să o numești nouă. Era o simplă garsonieră într-un cartier rezidențial. În ea nu se făcuse reparații de 10 ani, dacă nu mai mult, dar în general era confortabilă. Dar nici copiii, nici Carina, nici chiar Alexei nu o puteau aprecia, pentru că locuiau într-un imens conac cu trei etaje cu propriul lor piscină și sală de sport după o astfel de lux, a fi într-o mică garsonieră era mai mult decât neobișnuit. Totul va fi temporar, a spus Alexei cu o voce nesigură. Ne vom descurca sigur. Da, aici nici măcar lucrurile noastre nu vor încăpea, nu că noi, a spus Carina. Alexei abia își stăpânea lacrimile, de era rușine, nu putea ridica ochii pentru a se uita la membrii familiei sale. Carina și-a luat în sfârșit în mâini, Înțelegea că starea ei de spirit va afecta acum și starea copiilor. Chiar dacă ar fi doar pentru ei, trebuia să se țină. Copii, mergeți în camera voastră, aranjați-vă acolo. Le-a spus copiilor, dar se uita la fiul ei mai mare. Tocmai de la el aștepta ea sprijin. Trebuie să vorbim cu tata? Vom avea o cameră pentru toți? A întrebat Arsenie cu ochii mari de uimire. Mă voi ocupa eu. A zis Maxim și i-a dus pe fratele și sora în cameră. Când soții au rămas singuri, Alexei s-a uitat speriat la Carina. În ochii lui se vedea că era nu numai rușine, dar se temea și de soția sa. Femeia nici măcar nu știa de unde să înceapă. S-a așezat la masă și a invitat-o pe soțul ei să se alăture. Alexei s-a așezat modest în fața ei și s-a uitat la ea cu o privire de milă. Te ascult. A spus doar Carina. Îmi pare rău, a răspuns el și a oftat greu înainte de a continua să vorbească. Nu am putut să mă opresc, aveai dreptate, sincer să fiu, nu am realizat imediat că am pierdut totul, nici măcar nu am observat când am început să joc cu bani împrumutați, dar eram sigur că mă voi recupera. Cât mai datorezi încă? A întrebat Carina, dacă vindem mașinile noastre și închiriem bijuteriile tale, voi mai rămâne dator cu încă aproximativ 5 milioane de ruble. A răspuns Alexei în șoaptă. Femeia a încercat să-și stăpânească emoțiile. Această sumă nu era mare pentru ei înainte. Acum, la ea mai rămăseseră câteva sute de lei pe cart, care erau pentru cheltuielile zilnice. Dacă ar fi știut, ar fi lăsat mai mulți bani de buzunar pentru sine. Poate mai erau câteva sute de lei pe cardurile copiilor și atât. Niciunul dintre ei nu lucra, așa că nu aveau nicio speranță. Cum ai putea să nu observi o asemenea datorie? A întrebat Carina în disperare. Nu s-a acumulat într-o singură zi. Se justifica Alexei. Știu că vei spune că trebuia să mă opresc după primul joc pierdut. Dar, înțelegi, de fiecare dată credeam că mă voi recupera. La început mergeam acolo pentru plăcere, iar apoi doar pentru a-mi recupera banii, dar așa a ieșit. Carina s-a ridicat brusc în picioare și a plecat în altă cameră. Alexei, ea i-a spus să nu-i urmeze. Aici vei dormi pe bucătărie pe această taburet. A spus disprețuitor Carina. Nu te vreau să te văd, iar în această mizerie nu prea ai unde să te ascunzi. Dimineața! toată lumea s-a trezit într-o stare și mai proastă decât atunci când a adormit. În adâncul sufletului, fiecare spera că totul se va rezolva dimineața. Un fel de minune ar veni pur și simplu și ar salva. Dar nu. Nici o minune nu s-a întâmplat. Mai întâi, au stat la coadă la baie, ceea ce era o absurditate, pentru că în căsuță fiecare avea propria toaletă. Apoi au încercat să se încadreze la masă în bucătăria mică. Pentru a nu mai deranja familia, Alexei a decis să nu participe la micul dejun. Copiii întrebau cât timp vor trebui să se ascundă acolo. Dar Carina nu avea un răspuns la această întrebare. Spera că nu mult. Numai că nici ea, nici soțul ei nu aveau încă un plan de a câștiga bani. Copiii au fost transferați la o școală obișnuită deoarece nu mai aveau posibilitatea de a plăti pentru o instituție de învățământ de elită. Arsenie și Maxim au terminat semestrul plătit și au fost repartizați în alt clasă. Copiii nu au suferit din cauza schimbării școlilor, ei au devenit imediat elevi de top, deși înainte erau ambi buni elevi. Prietenii s-au găsit rapid pentru amândoi băieții. Ana a rămas acasă cu mama ei. Alexe încerca să găsească un loc de muncă. La început, s-a dus la companii serioase, dorind să se angajeze doar pe posturi de conducere. Nu voia să accepte altceva, dar peste tot bărbatul a fost refuzat. Diploma lui era deja învechită, iar el nu primise noi cunoștințe. Toate cele pe care Alexei le-a putut găsi a fost un post de încărcător într-un magazin alimentar. Dar nu era în situația să refuze. Pe telefonul bărbatului în fiecare săptămână, veneau amintire că era timpul să plătească. După o lună, a început să primească amenințări. Încă două săptămâni mai târziu, colportorii l-au găsit în sfârșit. Alexei a fost bătut și amenințat că, dacă nu va plăti datoriile în termen de o lună, vor ajunge și la soția sa, iar apoi vor lua copii. Toate acestea îl distrugeau moral pe Alexei. Pe lângă faptul că era copăleșit de sentimentul de vină, era imposibil să trăiască într-un apartament mic de pe marginea orașului. Era și mai greu să privești fețele nefericite ale rudelor sale. Acum, la toate aceste experiențe s-au adăugat și amenințările. Alexei abia a ajuns acasă. Pe fața lui nu era un loc viu. Copiii dormeau deja, dar Carina nu a putut închide ochii până când soțul ei nu a venit acasă ce s-a întâmplat cu tine? A întrebat femeia îngrozit. Alexei i a povestit despre bătaie și despre faptul că acum îi amenință pe toată familia. Au vândut deja ambele mașini? Au cumpărat o singură mașină pentru amândoi, foarte simplă și ieftină. Toate bijuteriile carinei erau deja la amanet, dar suma datoriei rămânea încă imensă și realizabilă pentru ei salariul lui Alexei era suficient doar pentru a acoperi plățile obligatorii și pentru a cumpăra mâncare. Cui datorezi? S-a uimit Carina. Cine este acest om atât de curajos, care nu se teme nici măcar de lege? Știi că poți depune o plângere împotriva colportorilor insistenti? Cred că Constantin Sviatoslavovici nu este frică de poliție. A concluzionat Alexei Trist, Carina s-a gândit, ea auzise acest nume mai devreme. În cercul oligarhilor, toată lumea se cunoaște cel puțin indirect. Deodată, ea a încremenit. Dacă era același om la care se gândea. Atunci lucrurile lor erau foarte rele. Spune-mi, te rog, că nu este ăla. A spus Carina, încrucișându-și brațele la piept. Nu spun. A răspuns Alexei, evitând să o privească. Acum înțelegi de ce a fost nevoie să plecăm atât de repede. Carina s-a așezat pe un scaun și s-a uitat înainte cu un aer complet col. Constantin era cel mai crud și periculos om pe care îl cunoștea. Nimeni din lumea afacerilor mari nu dorea să se asocieze cu el, pentru că câștiga bani în mod necinstit. Pentru greșeli, el pedepsea cu cruzime chiar și concurenții nu intrau în conflict cu el. Era un bandit din anii 90 și nu se desprinsese de acea perioadă, în timp ce toată lumea trăia conform legilor moderne. Constantin Sviatoslavovici își construia propriile. Te felicităm, nouă tuturor ne-a venit sfârșitul. A spus Carina, aproape fără să respire. Nu vom putea găsi bani în așa scurt timp. Adică, Vom fi nevoiți să ne ascundem toată viața, deci. Mai devreme sau mai târziu ne vor găsi. Și fără cuvintele ei, Alexe știa asta, nici nu avea cu cine să vorbească. Toți prietenii cunoscuți, chiar și cei mai buni, au încetat să comunice cu ei când au aflat că în familie s-a întâmplat o astfel de nenorocire. Carina nu a așteptat ca soțul ei să termine de cinat și să meargă la culcare. Ea i-a pus nepăsător în fața lui o farfurie cu paste și a plecat în sufragerie. Acolo s-a prăbușit cu fața în pernă și a plâns câteva ore la rând. În mijlocul nopții, întreaga familie s-a trezit din cauza unui zgomot brusc și puternic. Semăna cu un foc de armă. Dar Carina a fost speriată de faptul că sunetul nu s-a auzit pe stradă sau în intrare. A fost în apartamentul lor? femeia a decis imediat că Constantin a trimis pe oamenii săi la casă. Carina voia să-și îmbrățișeze pe Alexei. Dar el nu era în pat. Mamă, ce s-a întâmplat? A întrebat Maxim, care a ieșit din dormitorul copiilor. Sunteți bine? A întrebat ea. Fiul a dat din cap. Atunci stați jos, nu vă ieșiți din cameră, eu voi merge să verific. Și eu nu te voi lăsa să pleci singură. A răspuns Maxim cu hotărâre. El a intrat în cameră pentru câteva secunde pentru a o liniști pe sora sa protestatoare și a ieșit la mamă. Ambii au mers încet spre bucătărie, pentru că sunetul venea de acolo. Dar acolo totul era liniștit. Karina a observat că lumina era aprinsă în baie. I-a făcut semn lui Maxim să fie pregătit pentru atac și apoi a deschis brusc ușa. Femeia a rămas așa, în poziția în care a deschis ușa. La început nu a văzut nimic, apoi și-a acoperit gura cu mâinile și și-a închis ochii. Un țipăt i-a scăpat din piept. Dar ea a încercat să-l suprime pentru a nu-i speria pe copii. Ochii lui Maxim s-au umplut imediat de lacrimi. Mamă, ce se întâmplă? A întrebat el, dorind să se uite în baie. Nu te uita, a spus rapid Carina. Dar Maxim a deschis deja ușa larg. Băiatul s-a dovedit a fi mai puternic decât mama lui, a reușit să-și înăbușe frica și lacrimile și țipătul. Tânărul și-a strâns mama la piept și i-a mângâiat spatele. Lasă-te! a spus disprețuitor Maxim. A ales cea mai ușoară cale. Carina și fiul ei au văzut doar o mână a lui Alexei, care zăcea pe marginea căzii pe podea lângă ea zăcea un pistol. Nimeni nu a îndrăznit să se uite după perdea, totul era deja clar. Pe perdea de la baie erau vizibile pete de sânge. Acest pistol fusese un cadou de la partenerii lui Alexei. Un exemplar de colecție. Bărbatul nu a putut face față problemelor pe care le-a creat singur. Maxim avea dreptate. El a cedat și a decis să plece, lăsându-și familia în stare extrem de gravă. Carina nu regreta deloc plecarea lui Alexei, ci el ura și mai mult decât atunci când a aflat că a jucat totul. Femeia era la limită, era gata să ridice pistolul și să facă același lucru pe care îl făcuse soțul ei. Dar, spre deosebire de el, ea își dădea seama de povara responsabilității care îi revenea. A trimis-o pe fica ei în cameră, i-a ordonat să-i liniștească pe Ania și pe Senia, iar ea însă și a sunat la poliție. În timp ce criminaliștii lucrau în baie, Carina stătea pe pat și se uita într-un punct. Încerca să înțeleagă cum să trăiască mai departe, nu se putea angaja nici măcar la muncă, pentru că nu avea cu cine să lase-o pe Ania. Epuizată, Carina a căzut pe pernă. Sub capul ei, ceva s-a clătinat. Era o foaie de hârtie. Mi-ai lăsat și o notă? A spus Carina disprețuitor. Nu spun că vreau să aflu despre ce ai gândit în ultimele tale minute. Dar o voi citi doar din respect pentru anii pe care i-am petrecut împreună. În scrisoarea de adio, Alexei și-a cerut din nou scuze. Spunea că nu se putea ierta nici pe el însuși. A exprimat încrederea că Carina va putea rezolva această problemă. Da, de fapt, spera ca gestul său să pună capăt acestei povești. La urma urmei, dacă nu există debitor, atunci nu există nici urmăritor. În concluzie, Alexei a spus cât de mult îi iubește pe toți și și-a exprimat speranța că într-o zi îl vor ierta. Nu cred că ai avut dreptate, iubitul meu, a spus Carina, tremurând de furie. Femeia i-a condus pe polițiști. S-a înțeles cu ei să se reîntâlnească, deși nici ea nu știa de ce trebuia să se întâlnească cu ei. În acea noapte, Carina nu a putut dormi. S-a gândit că poate soțul ei avea dreptate. Poate că Constantin nu va mai cere bani de la ei? O mare parte din sumă a fost deja primită. Dar femeia se înșela. Foarte curând, ea a trebuit să se convingă încă o dată că acest om nu avea niciun sentiment de compasiune. Furia nu era străină lui. Carina nu a ascuns adevărul de copii. Le-a spus sincer cum a decis să procedeze tatăl lor. La urma urmei, trebuiau să meargă la înmormântare. În timpul organizării ceremoniei de rămas bun, femeia s-a certat încă o dată cu soțul ei, de data aceasta deja decedat. Aveau un buget foarte limitat. Acum trebuiau să se cheltuiască și pe asta. Pentru a economisi bani, Carina nu a invitat pe nimeni la înmormântare și nu a comandat o masă copioasă de parastas. Da, nimeni nu a sunat pentru a-și exprima cuvinte de condoleanțe sau sprijin. Chiar și cei mai buni prieteni ai lor au trecut cu vederea tragedia acestei familii. Așa se sparg măștile, fiule! a spus Carina, când au rămas singuri în bucătărie. Copiii regalilor îmi scriu. Continuăm să comunicăm cu ei, a spus Maxim. Au spus că nu ai spălat vasele după masa de parastas. E bine, sunt copii buni. Mă bucur că nu au avut timp să se infecteze cu acest virus al snobismului. Încă nu își aleg prietenii în funcție de mărimea portofelului. Maxim a devenit sprijinul și sprijinul ei băiatul de 16 ani înțelegea că mama lui nu va face față singură cu tot ce le-a căzut. Tânărul a preluat rolul tatălui. În secret de la mama lui, s-a angajat la un loc de muncă, mergea după școală și în weekend să descarce camioane, uneori să lipească pliante, nu se sfia să cerșească. Pe lângă toate acestea, a reușit să vândă temele pentru acasă colegilor săi chiar și copii din clasele mai mici și mai mari veneau la el pentru ajutor. Desigur, nu câștiga mult, dar îi ajungea pentru a cumpăra mâncare și chiar să pună deoparte pentru viitor. Nu a durat mult până când copiii nu au mai putut să se ascundă. Primul care a fost găsit a fost Maxim, care se plimba prin tot orașul în căutarea unei noi slujbe. Băiatul a fost atacat de doi bărbați sănătoși. I-au amintit de datorii. L-au bătut și l-au lăsat pe asfaltul ud sub ploaie. A fost norocos că Maxim a rămas în viață. Cu ultimele sale economii a sunat la un taxi, pentru că nu ar fi putut ajunge pe jos sau cu autobuzul. Carina nu știa ce să facă când l-a văzut pe fiul ei. Pur și simplu nu era un loc viu pe el. Dar chiar și în această situație, el a rămas bărbat. A spus că nu trebuie să plângi, că nu îi doare deloc. Oare fiecare bărbat din viață nu ar trebui să primească o palmă? A încercat să se distreze maxim. Următoarea dată s-ar putea să nu mai scapi doar cu vânătăi. Nu mai putem rămâne aici, ei știu unde locuim. După aceste cuvinte, Carina a scos o cutie din dulap. Înăuntru se afla o întreagă grămadă de notițe. Maxim a luat una, apoi două, trei. Pe toate era un conținut similar. Constantin cerea să-și returneze datoria și descria în culori vi ce se va întâmpla dacă nu va face acest lucru. Ei nu se vor lăsa, înțelegi asta? A spus Carina, iar în ochii ei se adunau lacrimi. Dacă li se va întâmpla ceva lor sau lui Senia, nu voi supraviețui. Dacă se va întâmpla ceva cu voi, îmi pasă de toate miliardele pe care le-a oferit tatăl vostru acestui bandit. Voi sunteți comoara mea principală. Și ce propui? a întrebat fiul. Și lui s-a făcut fric de la aceste note, așa că tânărul a fost de acord, trebuie să facem ceva. Ceva trebuie întreprins. Carina a povestit că într-un sat din apropierea orașului are o casă. Acolo au locuit bunica și mama ei până să se căsătorească. Desigur, ea stătea goală de câțiva ani probabil că acolo nu există lumină, nici caz. Dar acolo nimeni nu îi va găsi. Satul, deși se află în apropierea orașului, este atât de mic și izolat, încât aproape nimeni nu îl cunoaște. Cu atât mai mult, nimeni dintre cunoscuții ei nu știa că inițial Carina este originară de acolo. Femeia se rușina de asta și nu spunea nimănui. Dacă totuși Constantin va căuta pe cineva prin cunoștințe, nu îi va putea găsi. Atunci, hai să plecăm chiar acum, a spus ferm Maxim. Zioane pot urmări din nou? Să sperăm că nu ne veghează noaptea, i-a răspuns mama. Carina a adunat toate lucrurile care le-ar fi putut fi utile în sat, iar Maxim a ajutat fratele și sora să se strângă. Ania plângea, nu mai voia să se mute nicăieri. Oprește-te, a liniștit-o Maxim. Îți va plăcea acolo, vei putea să te joci în curte, în aer curat, vei vedea o vacă adevărată. Unde ai vedea un oraș? Nu vreau să văd o vacă, vreau în casa noastră normală, țipa fetița. Deoarece ne mutăm nu acolo, înseamnă că totul va fi și mai rău. Maxim a fost surprins de cât de bine funcționează logica surorii sale mai mici, dar nu o putea mai liniști. Nu se poate spune copiilor că după ei vânează un bărbat nebun, care nu se sfiește nici măcar de o luptă cu copiii. Prin ora ora trei, toți stăteau în mașină. Ania încă mai țipa. Arsenii, de asemenea, nu era mulțumit, dar nu o arăta. În general, băiatul își iubea foarte mult fratele mai mare, dorea să fie ca el, așa că încerca să se țină la fel de calm ca el. Carina se uita tot drumul în jur, să nu fie vreo urmărire după ei. Totul era calm. Ea ștergea lacrimile, urmărea drumul. La câțiva kilometri de oraș, Carina a observat o groapă de gunoi. Acolo zăcea mobilă destul de bună. Apoi a observat pachete cu haine din magazine destul de scumpe. Și-a amintit că unii dintre prietenii ei aveau o trăsătură ele aruncau lucrurile vechi și inutile. Când ai miliarde în cont, nu este nevoie să păstrezi o rochie care a devenit deja învechită. Un televizor lansat acum trei ani. Bogații au propriile lor capricii. Ea, de exemplu, prefera să ofere astfel de lucruri în scopuri caritabile, iar cineva se pare că le-a dus cu adevărat la groapa de gunoi. Și nu le este rușine oamenilor să polueze natura. A spus Maxim când a observat și el această grămadă de gunoi. Ne poate fi de folos, această dorință a bogăților de a scăpa de vechituri, a spus Carina. Acolo putem să ne răscolim și să găsim lucruri de vânzare. Nu putem lucra acolo acum, dar trebuie să facem ceva. Maxim și-a strâmbat fața când și-a imaginat cum va săpa în grămada de gunoi. Dar dacă chiar și mama lui este pregătită pentru asta, atunci el o va sprijini. La urma urmei, nu este mai rău decât să stai pe stradă cu mâna întinsă. Casă, la care s-a oprit Carina, arăta destul de drăguț. Deloc nu era vizibil că stătea în paragină de câțiva ani. Femeia a căutat în tastatură și a găsit cheia. Cât ai așteptat ora ta?" A spus ea solemn, deschizând ușa. Uimitor, dar și în interior." căsuța arăta drăguț. Carina a ajuns la concluzia fermă că cineva avea grijă de ea. Acolo chiar funcționa lumina și era gaz, deși aș amintea clar că la bunica ei nu existau astfel de facilități. Femeia i-a trimis pe copii la culcare, noaptea a fost grea, iar ei aveau de făcut multe mâine. Dimineața, Carina intenționa să ajungă la vecină și să afle ce chiriaș s-a stabilit în casa ei și unde este acum. În sat este ușor să te trezești cu primii raze de soare. Aerul este cu totul altceva, proaspăt. Carina și-a deschis ochii când ceasul abia ajunsese la șase. Nu mai voia să doarmă, așa că a decis să le gătească copiilor micul dejun. A mers în bucătărie pentru a verifica dacă mai există vreun produs. Nu s-a mai mirat, pe rafturi erau zahăr, făină și sare. În general, avea tot ce era necesar pentru gătit. Unii produse le-au luat cu ei din oraș, pentru că încă nu se gândeau să se întoarcă acolo. De ce să se irosească mâncarea? La mirosul de clătite proaspăt făcute, copii s-au adunat. Ania a fost cea mai surprinsă, ea nu văzuse niciodată până acum cum mama ei coace clătite. Ea a văzut-o pentru prima dată în spatele a ragazului, doar după ce s-au mutat în apartament. O să merg să vorbesc cu vecina, iar tu ai grijă de fratele și sora ta. Puteți să vă plimbați prin cartier. A dat sarcinile mama. Băiatul a dat din cap ascultător. Chiar îi plăcea la noul loc. Mama lui se schimbase complet. Ei nu se mai adunaseră împreună de mult timp, la masă lipsea doar tata. Dar Maxim, la fel ca mama, nu-l durea de el nu-l iertaseră. Mai mult decât pentru că pierduse totul, ci pentru că-i părăsise. Tu ai spus că aici nu mai locuiește nimeni de mulți ani, dar pare că proprietarul va reveni în curând. Da, și despre asta, printre altele, vreau să vorbesc cu baba Nina, a răspuns mama lui Maxim. Vecina, bineînțeles, nu o recunoscuse pe Carina. O văzuse când era doar un copilaș, când o aduceau în vizită la bunica ei. Dar femeia își amintea de această bătrână, pentru că mama ei îi povestea adesea despre ea. Babei Nina erau deja peste 80 de ani, dar arăta foarte bine. Când Carina i-a explicat cine era ea, bătrâna a reținut-o imediat, spunând că într-adevăr fusese o astfel de fetiță. Trebuie să vezi ce frumoasă te-ai făcut, zâmbi vecina. Și deodată fața i s-a schimbat probabil că vrei să întrebi mai întâi? Carina dădu din cap și zâmbi. Bunica Nina i-a spus că bunica care Nina a cerut să aibă grijă de casă. Spera că urmașii ei vor vrea să se întoarcă vreodată în patria lor, măcar pentru a-i respecta memoria. Dar bunicii Nina îi era greu să țină evidența a două case. L-a rugat pe fiul ei să o facă? El a transformat-o în propria casă de vară a venit uneori acolo să se odihnească cu prietenii. Au mers la vânătoare, pe râul a pescuit. Prietenii lui se opriau în căsuța vecinului, pentru că coliba bunicii Nina nu putea găzdui mai mulți bărbați adulți. Nimic grav, spuse Carina. Mă bucur chiar că casa este atât de bine conservată. Credeam că voi veni pe ruine. Femeia nu a vrut să spună de ce a trebuit să fugă din oraș. A că a fost atrasă pur și simplu de natură. Carina nu putea să mai aibă încredere în nimeni. I se părea că pericolul o pândea la fiecare colț. Că toată lumea vrea să-i spună lui Constantin unde se ascunde de el. În mod surprinzător, copiilor le-a plăcut mai mult în sat decât în mica lor garsonieră din oraș. Mergeau în pădure, se plimbau pe râu, dar copiii nu puteau merge la școală, ceea ce o întrista pe Carina pentru că era ultima parte a anului școlar. Se pare că copiii nu vor termina anul școlar. Dar Constantin cu siguranță nu va afla unde se ascund. Banii familiei aproape s-au terminat, iar ceva trebuia să mănânce. Grădina nu fusese plantată, așa că nu se puteau hrăni cu fructele ei. Vecinii nu voiau să împartă mâncarea gratuit, tuturor le erau necesare bani. Atunci, Carina și-a amintit de groapa de gunoi. Îmi pare rău, dar va trebui să ne depășim. Carina a început să-l pregătească pe Maxim pentru o acțiune nu tocmai plăcută. M-am prins deja la ce te referi. Mergem la groapa de gunoi, trist, nu? A întrebat băiatul. Carina a dat din cap în tăcere. Fiul, care înțelegea situația. A acceptat asta fără să reziste și nu a spus nimic împotriva. În weekendul următor, vor pleca în drum. Pe groapa de gunoi, într-adevăr, se putea găsi multă îmbrăcăminte de marcă. Dar cui era nevoie în sat? În oraș, încă se mai puteau găsi cumpărători, dar le era interzis să meargă acolo. Carina voia să găsească niște unelte sau mobilă, ceva care ar putea fi util unui sătean. Deodată, privirea ei a căzut pe un plet. Era atât de frumos, încât nu puteai să te abții să nu-l privești. Maxim, dacă vreau să-mi iau un plet de la gunoi, nu vei fi foarte dezamăgit, nu? A întrebat ea, veselă, fiul ei. I se dorea să-și ridice starea de spirit atât ei, cât și băiatului. Mi se pare că nimic nu mă mai poate dezamăgi în această viață. I-a răspuns și el vesel băiatului. Mă aflu pe genunchi în gunoi și încă mai găsesc artefacte. Despre ce poate fi vorba? Carina s-a apropiat de păturică. Era oarecum ciudat pliată și zăcea destul de departe. Femeia s-a agățat de margine, dar nu a reușit să o ia. Mama, acolo e ceva înfășurat. A spus Carina, speriată. Nu ți se pare că e ceva viu? Uite, se mișcă. Deodată, din păturică a apărut o mână mică. Apoi, a răsunat un plâns puternic și ascuțit. În păturică se afla un bebeluș. Maxima a ajuns repede la el și l-a luat în brațe. Tu ce, vrei să-l iei cu tine? A întrebat surprinsă Carina. Tu propui să-l lăsăm aici? A întrebat la fel de surprins, Maxim. Așa că, săpătura în gunoi a fost încheiată. Micul trebuia dus urgent într-un loc sigur și, de asemenea, hrănit. Maxim a legănat bebelușul. Avea deja experiență în a avea de-a face cu copii mici. Carina a început imediat să se gândească la ce să facă. Nu putea duce copilul în oraș sau la poliție. Pentru că acolo o așteptau oamenii lui Constantin. Nu putea să posteze un anunț nici. Mamă, ești sigură că merită să-i căutăm părinții, dacă l-au aruncat la gunoi? A întrebat Maxim. Ce-ar fi dacă a fost furat? Și, în general, câte situații pot apărea în viață? A reflectat Karina în gând. În orice caz, trebuie să-l ducem undeva nu putem să-l lăsăm la noi, că nici nouă nu ne ajunge de mâncare. Maxim a intrat cu bebelușul în casă, iar Carina a decis să meargă la vecini să cumpere lapte. Auzise că bebelușii pot fi hrăniți cu lapte de capră. Nu avea alt plan. Nici capre, nici vaci nu am, i-a răspuns Babanina, una dintre vecinele cele mai apropiate. Doar de la zinca poți lua, ea ține capre nu ați putea să mă arătați cum să ajung la ea? A întrebat politicos Carina. Bătrâna i-a arătat drumul, care era de fapt destul de aproape. Dar fi atentă cu ea. A avertizat Babanina. Are un ochi rău și, mai spun unii, că Zinca face vrăjitorie. Carina a promis că va fi atentă, deși în sinea ei a zâmbit. Se părea că o vrăjitoare din sat era ultima lucru care ar fi putut să o sperie în această viață. Zina a deschis imediat ușa pentru Carina. Avea impresia că o aștepta. Femeia i-a spus despre cererea ei. Zina a privit-o cu neîncredere. Și de ce ai nevoie de laptele meu? a întrebat, strâmbând din nas. Dacă vă spun sincer, nu e copilul meu deloc. – Pur și simplu trebuie să-l hrănesc și să-i găsesc părinții. – aici, îți voi da lapte și te pot ajuta cu părinții, a răspuns femeia. – Poate ai auzit ce zvonuri circulă prin sat despre mine. Oaspetea a spus că a auzit și a fost surprinsă, oare este adevărat. Când Zina a răspuns afirmativ, Carina a fugit imediat acasă să ia copilul. – Poate că-i se părea că este o prostie să fac asta dar în acel moment era singura șansă de a găsi părinții copilului. Zina a așezat în jurul bebelușului pietre colorate și a mișcat mâinile deasupra lor timp de câteva minute. Ochii ei se învârteau un fricoșător. Carina chiar a tresărit la acest spectacol. Nu văd părinții, nu pot spune al cui nepot este, a spus în cele din urmă ghicitoarea. Hai să încercăm așa? A oftat Carina și a răspuns bunicul lui, este o persoană foarte influentă. Trăiește în oraș și este rău pentru tot, a început să vorbească Zina cu un glas misterios. Văd că bunicul lui deține multe restaurante în oraș, are și magazine. Poate că ceva ilegal îi este subordonat. Numele lui începe cu literat che. Carina a fost șocată. Ea l-a recunoscut pe acest om, era Constantin. Totul se potrivia. În afară de cazinou, care, evident, era o activitate ilegală, așa cum a spus Sina, bărbatul avea și un business legal. El deținea, într-adevăr, jumătate din localurile din oraș. Femeia a trebuit să plătească atât pentru lapte, cât și pentru ghicire. A luat din nou copilul și a mulțumit ghicitoarei pentru ajutor. Carina nu s-a înșelat era într-adevăr nepotul acelui aș Constantin, din cauza căruia ea fugise din oraș înfricoșată. Doar că nu ghicitoarea i-a spus asta, ci un prezentator de știri. Pe toate canalele se transmitea că un miliardar căuta un nepot de trei luni. Constantin era îndurerat. Iubitul său nepoțel, care abia împlinise trei luni, fusese răpit. Așa i-a spus Oxana, nora sa. În realitate, nimeni nu furase băiatul. În această situație, caracterul lui Constantin a jucat și el un rol important, deși nu poate fi învinuit. Totul a fost făcut de însă și Oxana, o fată nefericită care suferise mult de la acest bărbat. De îndată ce Mirele i-a prezentat o tatălui său, Vlad, fiul său, s-a îndrăgostit de o simplă ospătăriță, ceea ce, desigur, nu i-a plăcut bogatului el voia pentru fiul său o parteneră de viață mai demnă. Au fost multe certuri și bârfuri între tată și fiu. Dar Vlad a declarat că va pleca de acasă și va uita pentru totdeauna de tatăl său dacă acesta nu va accepta alegerea sa. Oricât de crud ar fi fost Constantin, familia pentru el a fost întotdeauna pe primul loc, așa că a cedat, a spus că nu va fi împotriva Oxanei. Vlada a adus o pe iubita lui în casa lui și a făcut o cerere în căsătorie. Dar chiar și după nuntă, relațiile cu socrul său nu s-au schimbat. Fata nefericită a îndurat tot felul de umilințe. Ea se temea să-i spună soțului ei, deoarece Constantin o amenințase mereu că o va alunga din casă. Când Oxana a rămas însărcinată, a sperat că acest lucru va înmuia caracterul socrului său. Și așa a fost, pentru o vreme. Constantin a încetat să o mai jignească și să o umilească. Uneori chiar se comporta destul de politicos cu ea. Dar acest lucru a durat până când micul Denis s-a născut. Constantin părea să fi fost înlocuit de o altă persoană. A devenit și mai crud decât înainte. A spus că îi va lua copilul și o va alunga pe Oxana. Oxana nu a mai rezistat și a vrut să-i spună totul lui Vlad, dar Constantin nu i-a permis. El i-a spus că o va face să plece din casă și că îi va lua și copilul. Oxana era disperată. Nu știa ce să facă. În cele din urmă, a avut o idee nebună. Undeva citise că oamenii sunt uniți de un dor comun. Așa că fata a decis să creeze acest dor singură. A dus-o pe Denis la o groapă de gunoi din afara orașului și l-a abandonat acolo. Apoi, s-a lovit de un copac pentru a-și face vânătăi pe față și pe corp. Apoi, i-a spus soțului și socrului ei că a fost atacată și că copilul a fost răpit. Constantin era nebunit de durere. Este uimitor, dar planul Oxanei a funcționat. Bărbatul nu mai acorda atenție ei. El chiar o compătimea. Toți membrii familiei sale aveau paznici, cu excepția Oxanei, deoarece el nu o considera familia lui. El nu se gândise încă la protecția nepotului său, iar acum se simțea foarte vinovat. El se învinovătea pentru ceea ce se întâmplase, deoarece avea mulți dușmani care ar fi putut face asta. Oxana nu se putea ierta pentru ceea ce făcuse. Chiar și faptul că Constantin era mai bâlând cu ea nu o liniștea. Fata a mers la groapa de gunoi pentru a-l salva pe Denis, dar el nu mai era acolo. Din cauza durerii, ea i-a mărturisit totul lui Vlad. El era complet diferit de tatăl său, așa că nu a început să se răzbune pe ea sau să o acuze. Singurul său dușman era propriul tată. Dar nu putea să-i spună ce s-a întâmplat și să-i aducă acuzații, altfel și-ar fi dat jos soția. Dacă Constantin ar fi aflat ce a făcut Oxana, nu i-ar fi urat sănătatea. Karina a decis să verifice cuvintele Zinei. Ea a crezut că atacul de dispariție ar trebui să fie trompetat din toate părțile. A trebuit să depună eforturi pentru a prinde semnalul internetului, dar cu greu a reușit să o facă. Pe primul site de știri a fost o știre despre copil. Pe fotografie era surprins acest băiat. În raport a fost indicat numărul părinților lui Constantin însuși. Și ce vom face acum? A întrebat Maxim de la mama lui, privind la bebeluș. Nu știu, fiule, dar mi se pare că acest băiat este șansa noastră de a ieși din groapa datoriilor. I-a venit în minte ideea de a oferi un schimb de copil pe ștercerea datoriilor, dar s-a temut că în acest caz Constantin ar decide că chiar i-a la răpit. Cunoscându-i caracterul, se poate aștepta orice pediapsă. Trebuia să se gândească cum să prezinte această informație. Poate ar trebui să-i sunt pe fiul său. Crezi că a moștenit caracterul său? A sugerat Maxim. Carina a decis că asta este de fapt cea mai potrivită opțiune. Rămânea să sperăm că nu va fi la fel de crud ca tatăl său. Femeia a format numărul din anunț. Vlad a răspuns după primul apel. Era evident că aștepta apelul. Bună ziua! S-a salutat Carina, Vocea ei tremura de frică. Vreau să vă înțelegeți bine. Fiul dumneavoastră este la noi, dar nu l-am furat. Slavă Domnului, Denisca a fost găsită, a ieșit Constantin. Unde pot să vin după el? Așteptați! a pronunțat Carina și a devenit și mai speriată. Acum trebuia să-și prezinte condițiile. Și toate acestea arătau cu adevărat ca șantaj. De parcă ar fi fost răpitorul. Bunicul acestui copil mi-a distrus viața. Sunt mamă de mai mulți copii, iar de curând sunt și văduvă. Tatăl dumneavoastră ne bate din datorie. Deși a luat deja tot ce se putea. Ne-am apucat să scormonim prin gunoaie în căutarea hranei. Acolo l-am găsit pe băiețelul dumneavoastră? Carine a avut greu să vorbească, cuvintele se împleticeau iar lacrimile o sufocau, dar nu putea să-și stăpânească emoțiile. Oprește-te să te torturezi. A oprit lamentările Carinei Vlad și știu că nu l-ați furat și înțeleg că doriți ca tatăl să vă returneze datoria. Îl veți da pe Denis? Să mă ierte măcar. Datoria, a pronunțat Carina. Da, soțul meu a pierdut și probabil că ar trebui să suport această pedeapsă pe mine așteptați apelul meu. A răspuns Vlad și a închis telefonul. Bărbatul s-a îndreptat imediat spre soția sa pentru a o înveseli. Ea sărea aproape până la tavan, dar când a auzit că pur și simplu nu vor da copilul, a căzut din nou în isterie. Nu te îngrijora, voi face ca tatăl meu să le returneze totul. A asigurat-o soția lui Vlad. El știe despre atitudinea mea față de acest cazinou. De mult timp cer să-l închidă. Câte vieți au fost distruse de aceste jocuri? Convorbirea dintre fiu și tata a fost dificilă. Desigur, Constantin a vrut imediat să ia copilul cu forța și să pedepsească răpitorii. Dar Vlad l-a oprit. Deși el promisese să nu dezvăluie secretul dispariției lui Denis, acum nervii au cedat. Uită-te la tine, nu ești om, ești un animal a strigat Vlad la tatăl său. Oxana și-a pierdut deja mințile din cauza torturii tale? Ea însă și l-a abandonat pe Denis pe stradă doar pentru a te răni. Acești oameni l-au salvat, nu-ți trebuie averea lor. Te vei sărăci foarte mult dacă vei returna casei unei mame cu mulți copii, afacerii. Dar voiam să o trec pe numele tău. A spus Constantin într-un fel speriat. Ți-ar fi fost mai bine să mergi să lucrezi ca încărcător sau spălător de vase, ba chiar și portar, în cele din urmă, dar nu voi accepta niciodată ceea ce ai luat cuiva cu forța. A răspuns fiul său. Dacă vrei să vezi nepotul tău, vei returna totul acestor oameni. Nu-ți ajunge că o persoană a suferit deja în această poveste. Știi ce s-a întâmplat cu Alexei. Constantin a coborât vinovat ochii. Acum a văzut cum îl percepe fiul său. În opinia sa, tatăl era într-adevăr cel mai rău reprezentant al umanității. Nu îi trebuiau nici casele, nici milioanele, nici firmele. A câștiga pariul era pentru el un lucru principial, dar nu vital. Sunați-o pe Carina, a spus încet Constantin. Spuneți-i că se pot muta acasă. Afacerea încă le aparține nici măcar nu am avut timp să o reînregistrez. Pentru că ai dreptate, nu îmi trebuie. Dacă se tem, spuneți că nu voi fi prezent la întâlnire. Acum voi da instrucțiuni să transfer banii pe contul ei. Carina și Maxim stăteau în fața bebelușului și nu știau ce ascundea în sine, salvarea sau moartea lor. Pur și simplu așteptau un apel de la Vlad și sperau că va putea influența tatăl său. Desigur, era greu de crezut. Carina avea impresia că în orice moment ușile casei vor fi sparte de oamenii lui Constantin, vor lua pe Denis și copiilor lor le va veni sfârșitul. Telefonul a sunat, dar nu era Vlad. Carina a răspuns, fața ei a strălucit de fericire, s-a apropiat de fiul ei și l-a îmbrățișat strâns. Au sunat din bancă. Toate fondurile noastre au fost creditate pe contul nostru înapoi a anunțat Carina cu ochii arzând de bucurie. Acum, împreună cu Maxim, au sărit de bucurie și s-au îmbrățișat. Femeia chiar l-a sărutat pe bebeluș și l-a mulțumit pentru ajutor. Atunci, pe strigătele de bucurie de pe stradă, au intrat Ania și Arseni. Maxim s-a grăbit să împărtășească vestea bună cu copiii. Acum, patru oameni dansau în jurul casei de la țară. După câteva minute, a sunat Vlad. El a transmis cuvintele tatălui său, și-a cerut scuze pentru el, și-a cerut să aducă bebelușul cât mai curând posibil. Pentru încă o dată, Maxim și Karina au început să-și împacheteze lucrurile în valiză, dar de data aceasta o făceau cu zâmbete și lacrimi de bucurie în ochi. Mergeau acasă. Doar Alexei nu mai putea să se întoarcă cu ei. Acest incident l-a schimbat pe Constantin? bărbatul nu numai că a devenit bun cu nora sa, ci și-a schimbat atitudinea față de afaceri. Niciodată nu i-a amintit Oxanei ce a făcut. S-a cerut scuze chiar și în fața Carinei. În cele din urmă, în casa lui Constantin a venit liniștea. Se pare că așa este mai bine să trăiești. Bărbatul a închis cazinoul, pentru ca nimeni altcineva să nu-și distrugă viața din cauza datoriilor și a pierderilor mulțumim că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, precum și să activați clopoțelul pentru a nu rata videoclipurile noi. Toate cele bune!